Bun găsit, prieteni, la o nouă ediție Sport Arena la zi. Profităm de pauza dintre meciul echipei naționale și ne mutăm atenția către o disciplină la fel de dragă nouă, o disciplină care aduce performanță an de an. Cu siguranță vă gândiți la ce mă gândesc și eu, și anume la basket. Și profităm de acest lucru pentru că astăzi în platou avem noua conducere a secției de basket de la CSU Voluntari, o conducere care are misiunea ingrată de a duce mai departe performanțele pe care vechiul management condus de Georgescu le-a reușit până în prezent. Alături de mine astăzi, în platou, este Marius Bulancea, noul team manager de la CSU Voluntari. Marius, te salutăm și îți mulțumim că ți-ai făcut timp să treci pe la noi. Și mai avem un invitat special, Valentina Ilene, care va fi noul team delegate, dacă îmi permite să folosesc termenul acesta. Îți mulțumim tare mult că ți-ai făcut timp să treci pe la noi. Și bineînțeles, nu puteam intra sub coș cu doi titani dacă nu am și ceva sprijin, și experiența lui Ionel Luțan nu mai poate fi pusă la îndoială. Îți mulțumesc tare mult pentru prezență, Ionel. Te salut, Ionuț. Mă bucur și eu că sunt lângă doi jucători importanți ca trecut, cu precădere Valentin, care a evoluat cândva, dragă Ionuț, și la echipa campioană CSU ASSO Ploiești. Ne aminteam împreună. Iar tu puneai de Ionuț Georgescu, evident că Valentin este legat și de acest aspect. A evoluat și a făcut-o bine în perioada în care plecatul Ionuț Georgescu era responsabil la ASSO Valentin. Așa este, da. Până să ajungem la ceea ce au realizat și ceea ce vor dori să realizeze la CSU Voluntari după plecarea lui Ionuț Georgescu, Ionel, o luăm cu începuturile și haideți să vedem de unde a venit dragostea pentru basket, Marius. La mine a venit din familie. M-am născut într-o familie de sportivi. Tatăl meu, antrenor de basket la clubul Rapid, peste 35 de ani, și mama, antrenoare de atletism. Practic m-am născut pe terenul de sport. Am copilărit în sală și de aici și dragostea pentru basket în principal. Este și dragoste pentru Rapid, Marius? M-am născut acolo, vă dați seama că lucrurile au crescut în culorile, am crescut în culorile albișinii, dar aș spune că este o dragoste în special pentru sport. Culorile albișinii care astăzi sărbătoresc 101 ani, la mulți ani clubului Rapid, astăzi mare performanță și mare sărbătoare în familia giuleșteană, de aceea l-am întrebat pe Marius dacă are și această afinitate pentru culorile albișinii. Vali, cum a început dragostea? Dragostea pentru basket, părinții mei n-au făcut sport. Eram de mic, eram foarte înalt și m-au dus la basket să vadă dacă mă descurc. Am început la 10 ani. De obicei copiii merg la basket să se înalțe, Vali. Exact, tu erai deja acolo. Eram deja înalt. Și de acolo, ușor, ușor, mi-a plăcut extrem de mult și am profesat. Da, la Marius a fost foarte, foarte simplu. Pregătirea fizică venea din partea mamei. Exact. Baza era deja pregătită, iar la coș, de la tatăl tău, un jucător important în istoria Rapidului. Când aducem aminte de acele dispute memorabile cu titanii basketului românesc, da, din acea perioadă, nu? Ai avut de unde să înveți? Ce, da, pot spune că am fugit de atletism. Mintea mea de vremea aceea nu doream o carieră înspre atletism și fugeam oarecum de partea asta, deși mi-ar fi prins bine dacă aprofundam atletismul în favoarea basketului, mă refer. Dar eu atunci eram focalizat doar pe basket și vreau să bat doar mingea, să arunc la coș și cam atât. Atletismul, deși am avut în familie și au insistat să pun accent și pe partea aceasta, nu pot să spun că m-am dus suficient de mult către atletism. Cât a trebuit. Cât a trebuit, da, la vremea aceea, sunt mulțumit. Practic, când ai considerat că este momentul, sau mai bine zis, când a devenit oficial că ăsta este drumul pe care vrei să-l faci, să devii jucător profesionist de basket, Marius? Cred că în liceu. În vremea gimnaziului am practicat, am fost la mini-basket, am fost la toate categoriile de juniori și lucrurile nu se cristalizau prea mult în mintea mea pe vremea aceea. Dar când am ajuns la vârsta liceului și tata avea în același timp grupa noastră de juniori și echipa de senior a clubului Rapid și practic desfășuram activitatea după antrenamentele lor, am apucat să stau cu jucătorii, să văd ce înseamnă viața de sportiv profesionist. Și atunci a început să încolțească în mintea mea dorința de a face carieră din basket. Dar pot să spun că a fost tot timpul acolo, dar am conștientizat-o ulterior. Din mers când m-am confruntat cu ceea ce înseamnă o echipă de seniori. Prima semnătură ca jucător a fost pe contractul cu Rapid? Da, n-aș pune semnătură pentru că pe vremea aia nu aveam contracte, aveam o indemnizație sportivă și cred că la 17 ani am debutat. La 16, dacă nu mă înșel, Valentin era chiar în echipă, în
echipa lui tata la Rapid și eu eram mic și urmăream, cred că mă ține minte din perioada aceea că mă plimbam pe lângă jucători tot timpul și într-adevăr, la 17-18 ani am făcut pasul către prima echipă. Da, deci îl știai pe Vali deja. Da, da, l-admiram ca jucător, bineînțeles. Știam. Mersi. Te gândeai vreodată că o să ajungi colegul nu, Valentin în această asta postură? Asta e frumusețea din sport, practic. Nu, da. Îți oferă tot timpul surprize și e o bucurie mare să pot să lucrez cu Vali acum și am mai lucrat cu oameni pe care am admirat în sport de când eram mic și am ajuns să fim colegi. De exemplu, cum e Virgil Căruțașu și așa mai departe. Tot Rapidul a fost prima semnătură, Valentin? Nu. Nu, eu prima semnătură ca și senior a fost la Dinamo. De fapt, nu, am jucat în Germania un an și după aia m-am întors la Dinamo. Și am fost coleg cu Virgil Căruțașu 3 ani. Tot Virgil. Tot Virgil, da. Bine, mă știu cu el de la junior, că suntem de aceeași vârstă. La Dinamo am ieșit campion național de două ori, în 95-96, cred. După care mi-am continuat cariera încă 2 ani la Dinamo, după care am fost vreo 3 ani la Sesoft. Te-am așteptat. Da. Și după aia am fost un an la Rapid și cam asta a fost. Pe vremea aia erau ceva probleme financiare pe la toate cluburile și na, a fost un pic dificil. Cum a fost experiența în străinătate? Greu. A fost greu. Am fost singur în Germania. Eram mic, aveam 18 ani. Nu știam limba. Eram singur. N-am plecat cu părinți sau ceva. Și era destul de mare plictiseala. Mă antrenam singur. Dar cum a apărut acest drum al Germaniei la o vârstă atât de fragedă? Am avut norocul să mă recomande un antrenor pe care l-am avut la junior și el a plecat în Germania atunci. Este vorba de Liviu Călin. El este acolo de 30 de ani, cred, și a avut încredere în mine și m-a dus acolo. În momentul în care ai decis să faci pasul acesta, știai oarecum ce te va aștepta acolo, din punct de vedere al felului în care sunt tratați străinii, cât străini erau în echipa în care eram tu ai singurul fost? Străin atunci, pentru că jucam într-o ligă inferioară, cred că Liga 4 sau ceva de genul. Eram și bine plătit. Dar și munceam pe lângă, adică seara făceam antrenamente și ziua aveam 4 ore de, se chema housekeeping, mă rog, lucram cu cineva. În momentul în care ai revenit în țară, Valentin, și ai mers la Dinamo, cum era diferența din punct de vedere al nivelului? Cum lăsasei Germania și cum găsisei România anilor 90 și ceva? Da, în Germania era Liga 4, era destul de scăzut nivelul. Când am venit la Dinamo a fost un pic greu pentru mine să-mi reintru în formă, dar am avut o echipă foarte bună în perioada aia cu Vinăreanu, cu Ivanov, cu Căruțașu și... Da, aveai 19 ani, nu? Aveam 19 ani, da. M-au primit, m-am descurcat, eu zic că ne-am făcut toți treaba și de asta am și ieșit de două ori campion național atunci. Da, Marius, spunea de perioada în care tatăl tău pregătea Rapidul, era perioada în care basketul masculin românesc era dominat de cei doi titani, da, Dinamo și Steaua. Ce mai rămânea? Lua și Rapidul la nivel de jucător, pentru că vârfurile, clar, se duceau acolo, nu? Așa se exprima și tata. Într-adevăr, jucătorii de valoare îi preiau Steaua și Dinamo și atunci, pentru o echipă precum Rapid, trebuia să orienteze și să... Ce rămânea? Ce rămânea, exact. Dar cu mândrie a povestit că... Nu mi-aduc aminte că n-am trăit un locul 3, dar el a câștigat de mai multe ori locul 3. Și vreau să fie maxim. Da, a stat în coasta lor, să spun așa, o perioadă cât a putut. Sloganul acesta, Marius, singur împotriva tuturor, se aplica și la basket, că în fotbal pare a fi sloganul cu care suporterii Rapidului se alintă atunci când nu reușesc să se agațe de cel mai răvnit trofeu al fotbalului românesc, care este câștigarea campionatului și întotdeauna... Până la urmă au avut dreptate până la un anumit punct, pentru că Rapidul în vremea aceea a fost o echipă care a fost dezavantajată și în raport cu granzii și mai ales în a atrage jucători importanți care să-și dorească să îmblace tricou Rapid. Deși Rapidul este o stare de spirit, a fost, este și cu siguranță va rămâne o poveste frumoasă și la fotbal și la celelalte discipline. Da, eu pot să vorbesc mai mult din istoria recentă a clubului. Știu că, într-adevăr, echipa pe care a condus-o tata cu mult timp în urmă și-a dorit și fiind competitiv din fire și-a dorit întotdeauna să se bată cu Steaua și Dinamo. Singur împotriva tuturor este într-adevăr acest slogan al rapidiștilor
și se aplică. E de general valabil, cred că pentru toate secții, face parte din cultura rapidului, să spun așa. Da, dar uite, dacă nu ai voie să completezi, poate că te și mână în această luptă în care pare de multe ori inegală, nu? Pare să fie un argument pentru Rapid. La da. Orice disciplină sportivă să răstoarne calculele hârtiei, nu? Da, face parte din identitatea noastră, cum e sloganul cu care, noastră, al Rapidului, este, face parte din cultura Rapidului și atunci cred că e general valabilă. Aș reveni puțin la Valentin și la perioada Germania, pentru că aș vrea să mai aflăm câteva detalii din ceea ce înseamnă cultura nemțească, în contextul în care știm și acum, în zilele acestea, se desfășoară o competiție în țara respectivă. Cum este poporul german, Vali? Este acel popor rece pe care noi îl vedem, da, fără să da. Interacționăm direct cu el? Da. Ai vreo povestioară mai de suflet din acel an pe care l-ai petrecut în Germania? Nu prea am, pentru că toți colegii mei de echipă erau, munceau, ei nu aveau timp, veneau doar, aveam doar 3 antrenamente pe săptămână. Erau destul de reci, într-adevăr. Nu știu cum sunt acum, dar atunci, în anii 95-96, când am fost eu, erau destul de reci. Deci, practic, tu erai singur străin, restul nemți. Eram singur, da, singur. După ce s-a terminat acel an, semnase pe un an de zile, da, sau? Semnase pe un an. Nu au mai existat discuții să continui nu. Colaborarea? Nu, n-am mai vrut eu. A, nici tu nu mai doreai, practic. Nu. Abia așteptai să pleci. Mi-a ajuns un an de zile, n-am... Dar din punct de vedere financiar, nu au încercat să te convingă să-ți facă o ofertă? Nu. E, până la urmă, a fost bine pentru Valentinu, că a plecat la timp de acolo. Exact. Experiența nu foarte largă căpătată acolo l-a ajutat după aceea într-o carieră frumoasă, Valentin. Da. Pe care a întins-o la câteva echipe importante din basketul. Așa este, da. Da. Așa este. În momentul în care ai trecut de la Dinamo la Asesoft, era, de fapt, apogeul în momentul respectiv. Era cea mai bună echipă din basket la momentul acela Asesoft. Nu. Când am plecat de la Dinamo, Asesoft era în Liga 2. Era în creștere. Liga 2? Era în creștere, da. Era în creștere și atunci am fost la ei. Pentru... Deci, practic, tu ai făcut parte din echipa care urma să devină ceea ce, de fapt, a fost pentru foarte mult timp Asesoft-ul. Exact. Cum a fost pentru tine experiența aceasta? Vii din Germania, un mediu extrem de strict, te întorci în România, unde te simțeai foarte bine, jucai cu tot felul de basketbaliști de reală valoare, iar apoi să faci un pas către Liga 2. Părea un tobogan din acesta, din punct de vedere valoric. Așa este, da. A fost un pic dificil, dar tot așa, echipa te ține lângă tine. Dar pe tine personal, ce te mână în momentul în care faci un pas înapoi? Mergi pe principiul acesta că un pas înapoi poate însemna de fapt 2 înainte? Adică de ce n-ai mai răzut la Sesov sau în prima ligă și de ce n-ai mai răzut la Dinamo în prima ligă și ai ales să cobori o treaptă către Sesov? La Dinamo mi se terminase contractul și nu am avut o ofertă la fel de apetisantă, să zic așa, cum am avut de la Sesov. Sesov-ul atunci era în creștere, aveau un buget destul de bun și mi-au oferit bani chiar dublu. Deci în Liga 2 câștigam dublu decât în prima ligă. Dar Valentin, ai găsit acolo pe Ionuț Georgescu în perioada în care tu ai venit la Asesoft. Ionuț era... Cocheta și el cu echipa, era prin preajmă, da, da. După ce a primit pași ca și viitor conducător de succes, vedem după aceea, nu? Așa este, da. Ți-aduce aminte așa de prima acțiune cu el? Când te-a văzut, când a ajuns acolo, nu-ți mai... Nu, Ionuț era prea mic atunci. Nu cred că era la echipa aia. Era doar Sebastian. Era și el cu presa, era prin preajmă, încă nu ajunsese, dar abia atunci după ce a primit pași în această meserie. Și Alexia Cobescu, care erau de fapt jucători. Erau și jucători. Da, da, și președintele era jucător. Da, da. Alex Iacobescu. Iacobescu, da. Cum îți alegi poziția în teren în momentul în care faci primii pași în basket, Vali? Poziția în teren, coordonator sau cum o alegi? De exemplu, la fotbal toată lumea vrea să fie atacant, vrea să dea goluri. La basket cum se schimbă lucrurile? Nu ți-o alegi tu, ți-o alegi antrenorul. Și nu ai absolut nimic de spus? Absolut nimic. Mai ales la înălțimea mea, fiind foarte înalt, am jucat numai pivot. Este totuși o poziție dificilă în contextul în care sunt și foarte multe contacte? Tu ești cel care ești sub panou, dacă nu... Așa este. Toate pozițiile sunt dificile în basket. Pentru că fiecare are rolul lui. Marius, ce ți-a plăcut cel mai mult? Să finalizezi, să recuperezi? Cum e la voi? Eu am fost coordonator de joc. Mi-a plăcut... Deci mintea limpede de la mijlocul terenului, dacă o punem în fotbal. Mi-a plăcut să finalizez, într-adevăr, dar și asistul face parte din... De fapt, este un rol principal al coordonatorului de joc. Și m-am îndeletnicit așa cu amândouă, să spun. Bine, pe de altă parte sunt, știu eu, particularități deosebite legate de posturi. Un pivot are ceva de făcut, scrie în fișa postului, la tine omul care ține mingea, care aleargă, care caută culoare,
pasează. Basketul modern. Am și vă spus, scuză mă, ce frumos este la basket, uiți în stânga și pasezi în dreapta, spre surprinderea tuturor, nu? Da, acel nou look pass. Acum basketul modern se caută jucători care fac cam din toate. Antrenorii își doresc jucători care recuperează, care au procentaje bune la aruncările de la distanță, care pasează mingea destul de bine, cam pe toate pozițiile. Lucrurile s-au dus într-un univers comun, cam pentru toți jucătorii, din punctul ăsta de vedere. Ne oprim pentru câteva momente de publicitate și apoi revenim cu noua conducere a acestor voluntari. Mai avem câteva povești și apoi trecem la treabă să vedem exact ce planuri au pentru sezonul care stă să înceapă. Am revenit, prieteni, în platoul Sport Arena la zi, alături de Marius Bulancea și Valentina Ilenei, team managerul și team delegate-ul, cele două funcții noi la aceste voluntari, de fapt, doi oameni noi, pentru că funcțiile au rămas aceleași și, bineînțeles, experimentatul coleg al nostru, Ionel Luțan. Continuăm povestea de campion a celor doi invitați de astăzi, pentru că ușor, ușor ne vom muta atenția și spre a ce vor să realizeze la aceste voluntari, pentru că, spuneam și înainte, presiunea este mare, medaliile au fost și cu siguranță și ei își doresc să repete performanțele din trecut. Cum a venit momentul în care ați decis să spuneți stop carierei de jucători, Vali și Marius? Zi tu primul. Că a fost mai scurtă, da. Din păcate, la tine. Mi-am încheiat cariera la 25 de ani. De ce, Marius, la 25? Am avut o fascită plantară, așa se numește, o inflamație a plantei, în talpă și mă supăra de un an și jumătate, jucam cu dureri, mă antrenam cu dureri, mă trezeam din pat, abia puteam să merg până la toaletă, erau dureri foarte mari. Și nu am găsit remedii decât asta însemna să mă operez și să am o perioadă de repaus de vreo 7-8 luni. Am avut și niște experiențe, mă rog, financiare cu unele echipe care m-au dezamăgit. Și așa am decis să-mi închei cariera și am urmat imediat, am terminat și facultatea de drept și am urmat imediat o carieră în această direcție ca jurist în cadrul federației. Se poartă și în basket, Marius, promisiunea deșartă? Adică îi spui un jucător că îi dai X bani, dar îi dai X minus 3? Sau nu îi dai deloc? Că tot făceai referire la aceste dezamăgiri? Da, au fost aceste dezamăgiri în trecut. Vali cred că știe și el destul de bine. Ideea este că nu cred că cineva a făcut-o cu rea intenție. Nivelul de profesionalism care era odată în basket nu era la cel mai înalt nivel și se mergea foarte mult pe promisiuni. În fotbal se merge foarte mult, sau se mergea, acum încercăm și noi să ne vindecăm și eu nu știu foarte bine, pe insolvență. Se poartă și în basket acest lucru? În momentul în care o formație, pe baza unor promisiuni pe care face jucătorul, ajunge să se încarce financiar mai mult decât are bugetul, rostogolește aceste datorii până într-un punct în care nu le mai poate susține și declară procedură de insolvență, iar cei mai afectați, Ionel, știm foarte bine, sunt jucătorii care de cele mai multe ori nu mai primesc nimic sau o fărâmă din ceea ce ar fi trebuit să primească. V-ați lovit în basketul românesc de astfel de situații în care cluburile și-au declarat această procedură de insolvență nemai având capacitatea de a plăti salariile și, bineînțeles, utilități? Nu, în primul rând, cluburile nu sunt societăți comerciale în basket, cum sunt în fotbal. Nu suntem cluburi profesioniste, funcționăm pe alte legi și această procedură eu personal nu am întâlnit-o și nu cred că există în basket. Au fost situații, într-adevăr, financiare la anumite cluburi dificile. Echipele au fost retrogradate, au fost date în judecată și ulterior a trebuit să restituie sau nu, dacă s-a putut juridic, suma prejudiciată. Cum a fost momentul în care ai pus ghetele în cuivali? Eu am fost ca și jucător la CSM București când s-a înființat în 2007. Atunci era manager un fost coleg de-al meu de la Dinamo și m-a chemat să-i ajut să reintre în prima ligă, ceea ce am și făcut-o. Și mă tot ruga să-l mai ajut cu una cu alta, că eram foarte apropiați. Și ușor, ușor am început să trec la partea asta a staff-ului, să fiu un staff. Și am stat la CSM 6 ani, am învățat multe și ușor, ușor am început să fac această meserie. După care am fost la Steaua, cu Ionuț Georgescu, că tocmai vorbeam mai devreme de el. Da, tot cu Ionuț. Am fost tot cu Virgil, tot cu Ionuț. Cu Virgil Stănescu. Îi găsim peste tot. Virgil Stănescu am fost atunci, el era președinte. Și
Da, uite, există, noi avem această boală de a face mereu comparații cu fotbalul, pentru că vorbim atât de mult de el încât la un moment dat ne este foarte greu să ne debarasăm de acest lucru. Și am avut tot felul de invitați din lumea sportului și a fotbalului în special și ne spuneau că după ce s-au lăsat de sport, visau că sunt din nou pe teren, se duceau, se trezeau dimineața și spuneau, oleu, eu am antrenament, trebuie să ajung acum acolo. După care se dezmeticeau un drum, nu știu, spre baie, spre micul dejun. Stai, domne, că eu m-am retras numai. Vi s-a întâmplat să aveți astfel de situații în care să fi uitat pur și simplu subconștient că, de fapt, voi ați decis să luați o pauză care se va fi dovedit definitivă din cariera de jucător? Da, nu e ușor. Eu încă visez că joc basket. Deci mă trezesc și îmi dau seama că, ia uite, iar am visat că am jucat basket. E greu să treci de la jucător, să te retragi și să nu mai fii acolo pe teren, mai ales când stai pe bancă și echipa unde ești joacă și tu. Tu faci mișcările pe bancă ca și cum ai fi în teren, adică fandezi, parcă ai aruncat la coș. Exact. Asta este și un avantaj pentru cei care sunt pe teren, pe de-o parte, dar și un dezavantaj. Mai ales când lucrezi cu oameni ca și voi, care au trecut prin basket la un nivel înalt, pentru ei, știu eu, pretențiile sunt ridicate, dar evaluarea voastră este foarte, foarte exactă. Dacă ar veni cineva de afară, zic eu, parcă ar fi mai dificil, dar când vii de acolo, de sub panou, e mai greu ca expertiza ta să nu fie cea ok, nu? Așa este. Așa este. Contează foarte mult să ai experiența din teren, atât din punct de vedere managerial, cât și tehnic ca antrenor. Cred. Așa, scuze că am să continui, adică e foarte bine pentru voi că veniți de acolo. Da. Adică ați parcurs pașii ăștia, o cariera ta din păcate mai mică din cauza unei accidentări, apoi ca antrenor, manager, adică ai trecut toate etapele astea. Iar acum ești bine pregătit sau sunteți bine pregătiți pentru noul rol pe care îl aveți. Da. Ne bucurăm că experiența este cumulată din mai multe puncte de vedere și acest lucru, eu zic că este benefic și sper să o punem în slujba clubului, să obținem cât cele mai bune performanțe. Ești unul dintre cei norocoși care atât a jucat cât și a antrenat echipa de suflet. Da. Există oameni care încă visează să facă acest lucru. Unii dintre ei au declarat că dacă iau titlul cu echipa mea de suflet și ca antrenor, pot să mor liniștit a doua zi. Probabil știi la cine mă refer. Da. Unul dintre suporterii / iubitorii de Giulești cu părul alb, care antrenează mai mult prin zona golfului. Cum a venit această propunere de a schimba gheata cu fluierul de antrenor? A venit din suflet, practic. Nu puteam să stau foarte mult departe de parchet. Lucram în acea perioadă în cadrul Federației de Basket, eram jurist și manager echipei naționale. Am fost două calificări la rând la europene, manager echipei naționale și aveam această neîmplinire că echipa Rapid se află în divizia B, fără o finanțare de succes și atunci am decis că nu mai pot stau departe de teren și mi-am început cariera de antrenor. Parcă am avut tot timpul această plecare. Chemarea asta, că am stat atât timp lângă tata, dar nu mi-am dat seama de ea din tinereți, să spun. Am simțit atunci, pe moment. Și mi-a plăcut din ce în ce mai mult cu trecerea timpului. Ți-a predat tatăl tău manualul de pregătire sau ai pus tu ingredientele tale acolo? Ai luat de la dumnealui câte ceva? Am luat. Dar evident că ai pus și tu de la tine. Da, da. I-am găsit caietele, le are și acum acasă, caietele de pregătire, un tehnician foarte meticulos. Am rămas impresionat. Când eram mic, nu îmi dădeau seama. Dar acum, când am intrat și eu în meseria de antrenor, i-am găsit caietele din cantonamente cu planul de pregătire, făcute cu carioca în toate culorile, toți jucătorii, procentaje și tot. Pe Vali o să-l caut. L-ai găsit? Văd. Încă n-ai ajuns la Vali. Acum o să-l caut, să văd cum s-a comportat. Dacă nu era bine, nu-i mai dai caietul ăla. Cum e pregătirea fizică pentru un jucător atât de longilin cum ești tu, Vali? Este o corvoadă sau, din contră, ești tu cel care iese de fiecare dată în relief? Da, este destul de greu. Din păcate, în perioada în care jucam, nu prea aveam preparatori fizici și ne pregăteam. Pregătirea o făcea tot antrenorul. Exact. Și nu. Dar mergeați pe o pregătire în afara sălii? Pentru că avem exemplu Dinamo și știm foarte bine că atunci conducătorii de la Dinamo, în special antrenorii, preferau o pregătire spartană chiar pe urmele fotbaliștilor, adică la munte. Cum era? Exact, ai prins astfel exact, de pregătire? Am prins, da. Ne ducea și la munte, și la mare, pe nisip, și ne antrenam și în apă, peste tot. Acum, în perioada asta, în ultima perioadă, nu se mai practică ca aceste cantonamente. Totul se face în sală. Și e mai bine sau mai rău, Vali?
Eu zic tu l-ai prins pe amândouă, bănuiești. Eu zic că e mai bine așa. Da? Dar vale pentru jucători ca tine înalt, de fapt pentru toți cei care sunt așa foarte înalți, cred că principala problemă de-a lungul carierei este la genunchi, nu? Nu, chiar n-am avut nicio problemă. Nu, dar în general la mulți jucători asta apasă, înălțimea, nu? De obicei gleznele le avem, le avem toți luxate. Și la tine e cazul? Da, am avut multe întorse, cred că cel puțin 20. Nu jucai la nivel înalt. La genunchi nicio problemă și un pic la spate, cam asta e. A, doar atât, așa. Am trecut prin ele. Asta sunt riscurile meseriei, n-avem ce face. Putem echivala promovarea pe care ai avut-o ca antrenor Rapidului cu un titlu în prima ligă? În contextul în care era Rapid atunci, vorbeam de faptul că nu mai promovase de 12 ani. Era o echipă anonimă în momentul respectiv, rămăsese doar numele de ea. Iar în momentul în care te-ai dus, poate obiectivul tău era să reconstruiești echipa și nu imediat promovare. Da, a fost un proces de 4 ani de zile. Eu cred că noi eram capabili să promovăm cu un an înainte, dar a intervenit pandemia și acel lockdown și campionatul Diviziei B s-a întrerupt. Eram chiar într-o poziție care ne facilita accesul la turneul final și în urma rezultatelor cred că ne puteam califica în Divizia cu un an înainte. Oricum, ecartul între cele două eșaloane este foarte mare. Puține echipe din Divizia B, Liga a doua să spunem, fac față la nivelul următor. E nevoie de foarte mulți bani ca să ajungi în preajma echipelor cu pretenții, lângă ele și mai dificil, nu? Din păcate, este o diferență destul de mare între și nivelul basketbalistic din Liga 1 și Liga Națională, dar și din punct de vedere al organizațiilor, lucrurile stau diferit. Cred că creșterea Diviziei B este un punct culminant în ascensiunea basketului românesc în general. Este nevoie ca Divizia B nivelul să crească puțin mai mult. Odată cu promovarea Rapidului în Superligă, am observat că foarte mulți suporteri al Vișinii s-au îndreptat și către celelalte ramuri ale secției. Am văzut sala Rapid de foarte multe ori plină la meciurile de volei, la meciurile de handbal. Cum ai găsit o atmosferă atunci în drumul tău către prima ligă, Marius? Venea suporterul Rapidului și la basket sau era supărarea aceasta că Rapidul, fiind prin ligile a 4-a, a 5-a, nu mai atrăgea suporterii rapidiști și către alte discipline? Ai avut parte de suporteri? Pot să spun că am avut parte de suporteri, bineînțeles, într-un număr restrâns, dar i-am simțit alături și chiar înainte de pandemie am avut meciuri la Târgu Mureș unde am avut chiar mulți fani din partea galeriei Rapid și au venit și ne-au susținut. Cred că la Târgu Jiu. Echipa de fotbal era în divizia a 3-a sau a 4-a în momentul acela și fanii rapidiști aveau sete de rapid. Performanțe. Exact. Și de rapid în general. Și atunci unde evoluau echipele, secțiile clubului Rapid în deplasări, mai veneau suporterii locali ai Rapidului și susțineau echipa. Ai făcut cea mai grea muncă, ai luat Rapidul dezbinat, l-ai compus, ai făcut o strategie, ai ajuns cu echipa în prima ligă a basketului românesc. Ce s-a întâmplat apoi? De ce n-ai mai rămas? De ce s-a schimbat conducerea tehnică? Sau mai bine zis, întrebarea aia s-a schimbat pentru că n-ai mai vrut să rămâi? Sau s-a schimbat pentru că oamenii aceia și-au dorit altceva? A fost o dorință mare de performanță, a venit și un buget pe măsură o dată cu sărbătoria centenarului. Eu mi-am dorit și o experiență de antrenor secund. Nu, ci o experiență de antrenor secund în spatele unui antrenor cu experiență, de unde să învăț, pentru că am stat lângă tatăl meu, dar mai îmi doream încă o experiență lângă un antrenor de valoare. Așa că clubul a decis și eu am fost de părere că este nevoie ca un antrenor cu experiență în Liga Națională să vină să preia echipa, să se bată pentru trofee. Dacă ți s-ar fi propus, Marius, să rămâi în continuare ca antrenor, ai fi rămas? Tu principal? Eu cred că da. Acum, la rece, e ușor să vorbim. Îl sunai și pe Vali să faci parte, să faci echipă cu el? Reuneați spiritul Giuleștiului în Superliga? Aveam nevoie de mult sprijin, da. No, dar uite, și Vali a avut șansa, că și la basket e important să spuneai anunț de suporteri. Dinamo, ASE Soft, Rapid, toate grupări cu foarte mulți suporteri în spate, nu? Așa o plăcere, din punctul ăsta de vedere, pentru orice jucător, nu? Într-adevăr, da, așa este. Superb. Te simțeai jucător, cum se spune la noi în sport,
când joci în fața unor tribune pline, pe de altă parte și pretențiile erau ridicate. Bineînțeles. Și iar era bine și din acest punct de vedere. Bineînțeles. Care este cea mai ostilă sară împotriva cărei ați jucat în cariera de jucător de basket? Ostilă din punct de vedere al reacțiilor tribunei și din punct de vedere al adversarilor pe care i-ați întâlnit? Eu cred că sala Transilvania. Suporterii CSU Sibiu sunt minunați și creează o presiune în plus. Eu așa am simțit. Vali? Pe vremea mea la Cluj. Cu Clujul ne băteam și acolo tot timpul. Pare o bestie neagră. Rămâne în continuare o bestie neagră Clujul pentru ceilalți competitori din această Ligă Națională de Basket Masculin. Ne mutăm atenția însă spre ce veți face de acum încolo, pentru că spuneam și la începutul intervenției noastre, presiunea a crescut. Ionuț Georgescu lasă o moștenire grea. Încep cu tine, Marius, pentru că ești managerul. De la tine așteptăm să continui munca pe care nu ți-a făcut-o și te-aș întreba cum ai găsit echipa într-un sezon în care joacă o finală europeană și obține un argint în campionatul intern. Lucrurile le-am găsit așa cum așteptam, așezate. Eu știu foarte bine cum lucrează Ionuț Georgescu. Ne cunoaștem din basket, aveam foarte multe informații despre CSU Voluntari și despre cum lucrează el. Și din punctul meu de vedere, lucrurile nu sunt grele. E greu atunci când noi de la zero, e mult mai greu. Atunci când lucrurile sunt așezate pe un făgaș normal, eu cred că trebuie doar să urmezi cursul și să îmbunătățești acolo unde este loc, dar în principal este să continui treaba bună care s-a făcut. În lumea corporatistă, Vali, se spune atunci când preiei de la cineva că ți-a făcut un handover, adică ți-a trecut pe un, să spunem, PowerPoint, ceea ce s-a făcut, ceea ce vei face tu și mai ales care sunt obiectivele tale personale. Ai avut o discuție cu Ionuț în ceea ce înseamnă ceea ce vei face tu de acum înainte la Voluntari? Cu siguranță, da. Am avut cu el, cum am zis și mai devreme, am lucrat cu el la Steaua 2 ani, acum în 2016, cred, unde am și luat un bronz și un argint împreună. Am lucrat foarte bine împreună și de atunci am fost în contact continuu cu el. Acum mi-a zis, Vali, plec. Am nevoie să vii aici să mă susții și să faci treaba asta în continuare. Eu sunt foarte sigur că eu nu-ți pleca în acest moment dacă nu era convins în mare proporție care oamenii care să-l înlocuiască. El a pregătit foarte bine această plecare, spunea că este visul lui de a merge mai departe, demonstrând cu acordul vostru în România, ca în tot ce era de demonstrat, se știa de această dorință, dar cred că a plecat în momentul în care și-a găsit înlocuitorii, poate de ce nu perfecți. Marius. În opinia lui, da, pentru că are în continuare un cuvânt greu de spus. Da, dar mai avem de demonstrat. Nu cred că suntem înlocuitorii perfecți. În schimb, Ionuț a ținut foarte mult și ține în continuare la acest proiect CSU Voluntari. Face ascensiunea clubului, se datorează în mare măsură și lui Ionuț. Și atunci e normal ca el să se îngrijească de acest proiect care este foarte drag. În urmă cu 4-5 ani, Voluntari nu reprezenta nimic pe harta basketului românesc, Vali și Marius. Voi veneați de la niște granzi ai basketului. Vă surprinde această ascensiune formidabilă a acestei echipe, până la urmă, nou înființate, cu cupă de două ori, cu participare în Europa și la câteva puncte de a câștiga un trofeu european? Adică lucrurile au fost puse cap la cap, cărămidă cu cărămidă, s-a avut răbdare, așa cum a fost și în cazul proiectului tău la Rapid, dar totuși Voluntari a luat-o de la minus 1, nu ca celelalte formații cu oarecare experiență în basket. A fost proiectul de suflet al lui Ionuț, el și-a ales oamenii și a reușit împotriva tuturor să aducă trofee importante, luptându-se cu cei doi balauri din basketul românesc. Așa este, a luat-o de la zero, el a venit în perioada aia de la Sibiu și chiar vorbeam cu el și zic, băi, ești sigur că vrei să faci asta, să iar de la zero, nu te-ai săturat? Și zice, băi, e un proiect frumos, chiar vreau să mă implic și sunt sigur că o să ajung unde îmi doresc și uite că asta a și făcut. A surprins, Marius, evoluția aceasta? Nu pot să spun că m-a surprins, pentru că știu când Ionuț a fost implicat într-un proiect, cum s-au făcut lucrurile. M-a surprins plăcut faptul că există continuitate, ceea ce este cel mai important. Un must în performanța sportivă. Dacă Ionuț făcea performanță și Voluntariul în 2 ani luau o medalie și se termina totul în al treilea an, atunci într-adevăr era o dezamăgire, dar surpriza plăcută și
n-ar trebui să fie o surpriză, ar trebui să fie ceva normal peste tot, la toate cluburile sportive, să avem continuitate. Asta e cel mai important lucru, pentru că odată ce ai ajuns aici, la un nivel destul de ridicat, nu? Da. Te bați cu echipe foarte puternice, evident că mai sunt și alte, în afară de Oradea și de UBR Cluj-Napoca, unde, iată, politica asta foarte bună, spuneai-te puțin mai devreme. Mihai Popa, un tânăr antrenor, ca și tine de altfel, devine secundul lui Mihai Silvășan. Este etapa care urmează pentru voi, da, cei care veniți oarecum din spate. Lupta asta este foarte, foarte importantă. Se aruncă pe piață bani foarte importanți. De aici, de la buget, vin jucătorii pe care voi aveți misiunea de a-i aduce și de a ține această luptă atât de interesantă și în stagiunea următoare, nu? Da, așa este. Există și... ar trebui să existe și se mișcă lucrurile și într-o piață a antrenorilor. Antrenorii români, cum a spus Miță, antrenor principal, se duce la Cluj anul acesta lângă Mihai. Echipele se întăresc și chiar acum și noi și împreună cu Cluj și Oradea și toate echipele din Liga Națională suntem prin proces de recrutare. Urmărim jucătorii, suntem atenți la ce alegeri vom face pentru următorul sezon. Uite, dacă îmi dai voie, contează foarte mult stabilitatea asta, pentru că noi ne uităm la antrenori. Cele două echipe de care vorbim, Oradea și Cluj, domină clar ierarhia de foarte multă vreme, având, incredibil, spun eu, pentru România, aceiași antrenori de foarte multă vreme, Mihai Silvășan și Cristian Achim. Contează foarte mult în condițiile în care jucătorii se schimbă, poate de la un campion la altul. Da, contează foarte mult. Contează foarte mult pentru că se creează o identitate, ceea ce rămâne odată cu clubul. Jucătorii vin și pleacă, identitatea și cu care se identifică acest club rămâne. Și atunci viziunea antrenorului e important să rămână mai mulți ani în aceeași structură. Vorbeam de continuitate și aș dori să vă întreb referitor la sezonul trecut, nu acesta proaspăt încheiat, la cel precedent, care a fost puțin cenușiu pentru ceea ce arătase voluntari până la acel moment. Ați discutat cu Ionuț ceea ce s-a întâmplat în sezonul respectiv? De ce acel, să spunem, sezon mai puțin reușit? Nu am discutat în detaliu. Am urmărit din exterior, chiar în postura de adversar al voluntariului sezonul precedent. Lucrurile în sport sunt într-o continuă dinamică. Ai nevoie de o circumstanță. Putem la anul să, de exemplu, cu o echipă mai slabă, să luăm locul 2. Contează și circumstanța în care te afli în sport. Nu întotdeauna, dacă ai reușit cele mai bune transferuri sau o echipă mult mai bună ca anul precedent, îți garantează succesul în sezonul următor. Contează și celelalte echipe, ce roster o să aibă, contează și dacă ai parte de accidentări și tot felul de lucruri intervin în sezonul unei echipe. Vorbeam de locul 2. Este maximum ce poate obține un urmăritor al Clujului în basketul masculin românesc? Urmărind istoria recentă... Sau mai bine zis, să reformulez, Marius și Vali, ce ar trebui să se întâmple pentru ca această echipă din Transilvania să fie detronată în basketul românesc? Este o diferență foarte mare între Cluj și restul echipelor. În primul rând de buget, în primul rând de organizare și... Să mă obosească și ei, dacă e cazul, la un moment dat. Ei sunt la un alt nivel, își doresc să ajungă cât mai... Și se păstrează dacă îmi dați voi acest nivel, ba, din contră, îl și amplifică. Mișcările care se fac de la un campionat la altul arată acest lucru. O grupare bine pusă la punct. Bine, nu e imposibil de depășit la un moment dat, dar trebuie să fie la un nivel remarcabil, din toate punctele de vedere, ceea ce foarte probabil, Marius, la voluntari, la CSO, încercați să vă apropiați, făcând lucrurile cât mai bine. Încercăm să ne apropiem și nu sunt adeptul pașilor galopanți, ci pas cu pas. E important să creștem de la an la an și... În sport orice e posibil. Asta nu înseamnă că de mâine putem să declarăm că batem Cluj-Napoca și vom fi campioni. Deci vrem. Bineînțeles că vrem, că în sport principiul de bază e să fii competitiv, să-ți dorești să faci performanță. Nu poți să vii în sport și să nu-ți dorești să fii cel mai bun. Dar trebuie să fim realiști și trebuie să înțelegem că lucrurile se fac pas cu pas. Este prima ta experiență în calitate de conducător, Marius? După cea de antrenor? Și, bineînțeles, nu perioada chiar. Federației? Nu chiar. Oficial, da, să spunem. Dar perioada în care am fost antrenor rapid, am îndeplinit și sarcini de conducător
într-un timp, să spun. De ce am vrut să te întreb acest lucru? Pentru că următoarea întrebare este legată de acest aspect și ar fi în felul următor. În calitate de conducător, de team manager, în momentul în care negociezi cu jucători din străinătate, îți este mai greu să convingi pe jucătorul respectiv să vină la o echipă despre care știe foarte puține lucruri sau este mai greu să-l convingi din punct de vedere financiar? Depinde. Acum, pentru mulți jucători, orice are un preț. Dar contează foarte mult echipa, într-adevăr, pentru jucătorii de performanță, jucătorii de valoare. Interesează mediul, interesează dacă participi în cupele europene și noi avem această șansă și putem atrage jucători de valoare pentru că participăm în cupa europeană. Și o vizibilitate. Au vizibilitate, ei, într-adevăr, și te ajută din punct de vedere al managerului atunci când discuți cu agentul, că jucătorul nu mai se poartă discuții cu jucătorii. Direct cu el. Da, se poartă cu agenții și te ajută foarte mult în negocieri faptul că... Uite, îmi spunea, dacă îmi dai voie, Valentin, da, îmi spunea Ionuș Georgescu, zice, mă, ca să conving un jucător din străinătate de bună calitate, durează câteva luni, vine în România, vede unde stă, vede sala unde joacă, vine soția, vrea să vadă școala unde învață copilul sau grădinița, Valentin. Adică sunt elemente foarte importante în decizia pe care un jucător o ia să vină în România, în speță la CSU voluntari, nu? Așa este, da, e dificil. Jucătorii de valoare chiar își doresc... Cer garanții din toate punctele de vedere. Exact, își doresc cele mai bune condiții și vor să și vadă... E normal de altfel, da, nu? Vor să vadă absolut tot. Așa este, da. Dar din punct de vedere sportiv, Vali, este greu să lucrezi cu un jucător de valoare? E capricios? Da, sunt mult mai capricioși și da, așa este. Vor tratament preferențial cumva? Da, da. Dar nu există riscul de a crea o rumoare în vestiar în condițiile în care știm foarte bine că și jucătorii români au personalitate? Pentru că, repet, noi facem mereu comparație cu fotbalul și am văzut jucători străini plătiți mai bine decât jucătorii români. Jucători care veneau în vacanță cu 3-4 zile întârziere față de jucători români și nu pățeau nimic. Nu există riscul ca acordându-le un astfel de tratament să fie un scurt circuit la nivelul vestiarului și apoi să-l suni pe manager să vină să aplaneze conflictul? Ba da, este dificil și asta e exact jobul nostru, să ținem echipa, să facem chimia acestei echipe să fie cât mai bună. Avem un capitan de echipă excelent, Titus Nicoară, care a și rămas la acest care a și rămas și îi ține foarte aproape și eu zic că vom reuși. Asta e scopul nostru, să avem o chimie bună și dacă ai o chimie bună, atunci toată echipa... Da, uite, Marius, dacă n-ai voie, deci sezonul trecut CSU Voluntari a punctat mai convingător decât altă dată și la jucătorii români. Da. Față de foarte multe echipe care plătesc bani grei pentru a duce jucători străini, competitivi, CSU Voluntari a schimbat puțin datele problemei și a mizat pe jucători români de bună valoare care pot crește oricând. A fost și regula de asemenea natură, încât a trebuit să jucăm cu doi români permanent pe teren, dar... Lotul a cuprins mai mulți jucători români. Da, de această lotul dată a cuprins mulți jucători români și de calitate. Exact. De o valoare ridicată, așa că antrenorul Ainarț și Cudan au putut folosi o rotație destul de lungă, 9-10 jucători, ceea ce oferă un avantaj pe termen lung. Spuneai că a existat o întâlnire a Ligii Naționale de Basket Masculin, a Federației, dacă nu greșesc, da, de basket din România. Există ceva noutăți pentru sezonul viitor din punct de vedere al acestor noi reguli? S-a schimbat ceva? Sau? Da, există regula jucătorului român. Tot doi? Nu, va fi decât un singur jucător român și 6 jucători străini pe foaie. Iar jucătorul român trebuie să rămână în permanență pe teren? Da. Indiferent de vârstă, știți că a fost și regulă cu U23, sezonul următor va fi un singur jucător român pe teren, indiferent de vârstă. Cum arată? Vorbea și de numărul echipei, de echipe, Ionuț. Da, da. 18 sau a rămas așa, nu? Da, în principiu. Se încerca schimbarea sistemului competițional la un moment dat. Cred că vor rămâne, nu este sigur deocamdată, dar vor rămâne 18. Și e bine așa? Vedeai un campionat mai strâns, mai competitiv, cu echipe mai puține, mai puternice? Ideile sunt împărțite acum. Fiecare vede lucrurile în mod diferit. Eu cred că sunt un pic cam multe, dar schimbându-se regula cu un singur român pe teren, jucătorii români se împart de valoare la mai multe echipe și, cred că nivelul va fi mai ridicat anul ăsta. Spuneai că atât campionatul cât și cupa europene ar trebui să înceapă în toamnă, da, Marius. Când este reunirea echipei? Reuniunea echipei va fi în august, cred că pe 15. În momentul de față v-ați făcut o imagine asupra echipei și mai ales asupra jucătorilor care ar putea veni să completați echipa?
este nevoie de foarte mult sânge proaspăt pentru a ține sau a menține acest nivel în continuare? Da, este nevoie. Suntem în proces de recrutare. Avem câțiva jucători pe care îi urmărim de ceva timp și suntem în acest proces de două săptămâni. Urmărim jucători, discutăm cu agenții și probabil o să concluzionăm în curând cu câțiva dintre ei. Jucătorii aceștia vin pe sumă de transfer sau se practică, cum se practică și în fotbal românesc, jucători liberi de contract? Care este modalitatea în basket, nu neapărat la voluntari? Modalitatea în general este, adică ei vin liberi de transfer. Mai există în cursul sezonului anumite buyout-uri, mai au jucătorii o sumă cu care poate să iasă din contract și se mai întâmplă niște transferuri, dar sunt o raritate. Da, Valentin, ca și în alte discipline, conducerea lucrează. Jucătorii sunt în vacanță, iată până în august, da. Dar conducerea nu are nici o zi de relaș. Nu prea e avem. Bine, nu? Da, nu prea avem zi liberă. Ne ocupăm de apartamente, de mașini, de contracte, de o grămadă de chestii. Marius Bulancea, îți mulțumesc tare mult pentru prezență, îți urez succes în calitatea ta de team manager al CSU Voluntari și vă mai așteptăm la noi, bineînțeles, cu pașii pe care ați parcurs în drumul spre performanță, pentru că ne-ați obișnuit cu asta. Vali, îți mulțumesc, și eu ne așteptăm mulțumesc. Din nou, o poveste tare interesantă. Maestre Ionel Luțan, mulțumesc tare mult pentru prezență. Nu a fost chiar terenul nostru preferat, dar ne-am ridicat cu siguranță. La măsura conducem, în cele patru sporturi, Ionos, conducem. Mulțumim dumneavoastră celor care de fiecare dată sunteți cu ochii pe noi. În câteva momente, principalul jurnal al zilei. Eu am fost pentru dumneavoastră Ionuț Florea. Până data viitoare, rămâneți alături de basket, rămâneți alături de Metropola TV.